Mai sunt doar câteva zile până la cea mai importantă sărbătoare a creștinilor. În săptămâna patimilor, preoții recomandă să țină post și creștinii să se roage pentru a le merge bine tot anul. În fiecare zi din săptămâna patimilor, preoții țin slujbe în fiecare seară, numite denii. În săptămâna patimilor ne amintim de zilele în care Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, astfel că trebuie să rostești rugăciuni pentru a-ți merge bine. Ce nu trebuie să faci în marțea luminată? Marțea din săptămâna luminată poartă numele și de marțea albă, iar această zi trebuie să fie nelucrătoare. Gospodinele nu au voie să spele, să calce, dar nici să facă curat în locuință. În marțea luminată este indicat să spui o rugăciune pentru iertarea păcatelor. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai învrednicit pe noi a trece vremea cinstitului și dumnezeiescului post de 40 de zile, care s-a însemnat de tine și s-a dat nouă prin tine, Cel ce ai pus nouă pocăință pentru mântuirea sufletelor și curățirea trupului și spre izgonirea demonilor, care ne-ai arătat nouă spre închinare chipul cinstitei tale cruci și ne-ai dăruit să o sărutăm cu atingerea nevrednicelor noastre buze, Cel ce ne-ai învrednicit să auzim de învierea prietenului tău, Lazar, și de intrarea ta în Ierusalim, întâmpinat fiind de pruncii evreiești care grăiau strigând Osana întru cei de sus, și să vedem mântuitoarele tale patimi și să ne închinăm dumnezeieștii tale răstigniri, suliței, trestiei, buretelui, pogorârii celei de pe cruce și îngropării și să ajungem la cinstita și dumnezeiasca ta înviere. Pentru aceea, văzând ziua învierii tale, cu bucurie strigăm ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, și împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii, cu toți sfinții și cu precara Maica ta, te slăvim, lăudându-te pe tine, Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și acum te rugăm, Stăpâne, pentru robii tăi aceștia care vin sub acoperământul casei tale, celei sfinte, primește pocăința lor și iartă pe dânsii pentru învierea ta, de mulțimea păcatelor celor nenumărate, știute și neștiute, de voie și fără voie. Curățește-i ca pe desfrânata ce plângea și ca pe Petru care se lepădase și plângând cu amar iarăși l-ai primit. Primește smerenia și mărturisirea robilor tăi, precum ai primit pe Vameșul care cu suspin se ruga, pune frica ta în mâinile lor, ca să se teme de tine și să te iubească din toată inima lor, dă-le lor să păzească toate poruncile tale în toate zilele vieții lor, umblând după voia ta. Învrednicește-i pe dânsii fără o sândă să vină și să se împărtășească cu preacuratul tău trup și cu cinstitul tău sânge, ca, primindu-le cu vrednicie, să fie părtași împărăției tale, lăudându-te și slăvindu-te pe tine împreună cu Cel fără de început, al tău Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, cum și pururea în vecii vecilor. Amin. Relatează spainios.ro.